ale naționalei noastre, un rezultat de egalitate într-un meci oficial pe Wembley, probabil că ar fi un rezultat de prestigiu și în acest moment. Este un rezultat pe Wembley, întotdeauna va scrie istorie în fotbal. Bine a spus, cu acest punct și cu o victorie eventuală împotriva Irlandei eram calificați. România fusese calificată la campionatul european din anul precedent, însă această calificare extraordinară obținută în condiții mult mai grele, pentru că la campionatul european în acel moment era mai greu să te califici decât la campionatul mondial, pentru că mergea o singură echipă la turneul final față de două din această grupă. Revedem încă o dată cele două bănci de rezerve și am remarcat și la meciul din 81 o tradiție unică pe Wembley, aceea ca jucătorii de rezervă și antrenorii să stea foarte aproape pe acest stadion. Nu se întâmpla ca pe alte stadioane unde băncile erau mai depărtate. Cum spuneam, calificare în 84 la turneul final, dar ea nu a fost urmată de o calificare și la campionatul mondial din 86. Să remarcăm că Anglia nu a fost la Euro 84, dar urma să obțină calificarea la turneul final din 86. Un foul făcut asupra lui Coraș, mai devreme a fost o fază periculoasă la poarta noastră, dar o semnalizare de offside. Peter Reid, mijlocașul lui Everton, revine în acest moment pe gazon. Trebuie să vă spun că Peter Reid, adversarul dumneavoastră din acest meci, acum este antrenor al naționalei Thailandei. A ajuns la capătul lumii să antreneze și are de obiectiv calificarea la campionatul mondial din 2014. În imagine îl avem pe actualul șef al școlii de antrenori. Atunci era secund la națională și, din ce mi-aduc aminte, era și la Universitatea Craiova în staful tehnic. Da, răspundea de Universitatea Craiova din partea federației și chiar special monitoriza Craiova la aproape toate meciurile. Mi-aduc aminte că la faimosul meci cu Kaiserslautern, care ați obținut calificarea în semifinalele Cupei UEFA, el era pe banca tehnică atunci. La puțin timp după acest meci ați ajuns la Dinamo. Mircea Lucescu v-a convins să mergeți împreună cu el în Ștefan cel Mare? Da, așa am simțit la vremea respectivă, trebuia o schimbare, o altă motivație. Știți cum e, mai ales în echipele din provincie, e greu să pleci. Te consideră prădător, să zic așa, faptul că vrei să joci la o altă echipă și mai ales la Dinamo. Ați avut probleme cu suporterii Craiovei după ce v-ați transferat la Dinamo? Nu, n-am avut. Nu erau atât de pătimași în acea perioadă, să spunem. Foarte pătimași erau, n-au acceptat faptul că m-am transferat la Dinamo, dar poate nu exista libertatea, democrația din ziua de astăzi ca să manifeste. Am înțeles. O fază în care nu știu dacă jucătorul nostru a faultat, Iovan însă își recunoaște în fața arbitrului vest german Trischler. O trufie. A obținut această fază. Waddle este cel care s-a aflat în duel cu Iovan. Mi-aduc aminte că imediat după Revoluție, naționala noastră a jucat un amical împotriva lui Olympique Marseille. Waddle a jucat în acel meci. Nici o problemă pentru Lung să rețină. Lung, un fizic deosebit, avea 1,94 m. Și să ne aducem aminte, și doi dintre băieții săi, cei doi băieții săi, Silviu și Tiberiu, au ajuns și ei portari la Universitatea Craiova. Tiberiu și la Steaua. Pe marginea terenului, Ray Wilkins jucase împotriva dumneavoastră și la campionatul mondial, la meciul din 81 pe care l-am văzut aseară, între timp transferat la AC Milan, actual secund la Chelsea. Lung iese și reține acest balon. În meciul precedent, Moraru apărase pentru naționala României.
cum era acest duel între Moraru și Lungu? Era un duel sportiv, apărea cel care era în cea mai bună formă. Bănuiesc că la momentul acestui meci antrenorul a preferat pe Silviu Lungu și datorită alungei și înălțimii la un meci cu Anglia se anticipează că se joacă totdeauna cu mingi înalte, cu faze fixe foarte periculoase și e preferabil un portar mult mai înalt în poartă. Am văzut și la meciul din 81 de pe Wembley cât de important este să ai un portar care să fie foarte bun în jocul aerian atunci când joci pe Wembley. Iordache a făcut o partidă extraordinară atunci, în 81, și a devenit erou de pe Wembley. Se spune că dumneavoastră puteați fi numit un al doilea erou de pe Wembley după ce ați marcat acest gol atât de important și atât de spectaculos pe care îl vom vedea în această repriză secundă. Unul dintre marile goluri din istoria națională a României va veni peste câteva minute în această partidă, în această înregistrare. La campionatul mondial din 86, Anglia a fost oprită de mâna lui Dumnezeu, așa cum s-a spus după ce acel gol marcat cu mâna de Maradona. Englezii au vorbit și despre acest gol al dumneavoastră, că ar fi fost precedat de un ușor hands. Putem vorbi de mâna lui Dumnezeu și în această fază? E posibil, nu mai aduc aminte, dar nu putem să facem o asemănare cu... Sigur, acum a fost mult mai evident hands-ul. Evident. La dumneavoastră, dacă vă atins mingea, a fost mult mai puțin evident. Acolo Maradona a sărit cu mâna și a lovit clar. A fost și intenția, a fost tot ce vrei. Reid, conducătorul de joc al englezilor, întoarce această minge pentru Fenwick. Vorbeam despre Coraș și kilogramele în plus care se vor strânge în cazul lui. Aici a fost o execuție mai puțin reușită. Farfeca s-a deschis foarte greu. A strânit zâmbete pe Wembley, dar am văzut în finalul primei reprize când Coraș a strânit și admirație cu acea pasă fantastică printre picioarele unui adversar pentru Hagi. Hagi a rămas singur cu Shilton și a trimis un lob frumos, dar doar în bară. Waddle este acum posesia balonului, încearcă o minge pentru Hatley, respinge defensiva noastră. Deocamdată suntem doar cu jucătorii de atac la mijlocul terenului, cu Kamataru și cu Hagi. Apropo de această tactică ultra-defensivă pe care în anii 80 trebuia să o adoptăm în multe deplasări din acestea dificile, există o glumă pe care o povesteam și în meciul de aseară lui Costică Ștefănescu, probabil că vă aduceți și noastră aminte de ea. Se pare că e dintr-o relatare a meciului de la Lisabona cu Benfica, o relatare radiofonică, și anume Kamataru trece de un adversar, trece și de al doilea, trece și de al treilea, trece și de mijlocul terenului. Erau vremuri în care totuși trebuia să ne apărăm cu mulți jucători. Fotbalul nostru nu avea încă o deschidere, să spunem așa, în Europa. Erau ani în care ne construiam un fotbal de anvergură europeană. Sigur că da, și era foarte greu să joci, mai ales cu Anglia, să joci pozițional, să n-ai cum. Nu cred că nici în zilele astăzi n-am putea să jucăm pozițional cu Anglia, cu echipe de tip nordic, care vin întotdeauna, știu să atace și fizic și mult mai agresiv. Noi avem stilul nostru mai latin, mai tehnic, stilul care îl adoptă poate și italienii. De altfel, și la ultimul turneu final la care am fost, cel al campionatului european de anul trecut, România a jucat foarte defensiv și a obținut rezultate bune și cu Italia și cu Franța. Belloni trimite lui Negrilă și ne apropiem de acel moment fastos. Golul marcat de Kamataru în poarta lui Peter Shilton după o fază de atac clasică.
Deocamdată îl vedem pe Ungureanu în poziția balonului. Ungureanu, care avea o finețe extraordinară pentru un apărător, conducea foarte frumos mingea cu piciorul drept și mi-aduc aminte de un gol marcat parcă împotriva Spaniei, după o pătrundere spre interior cu un șut cu piciorul drept în diagonală. O execuție foarte frumoasă. Noi mizăm foarte mult pe aceste meciuri, pe foarte multă posesie, să ținem cât mai mult de minge, să dezechilibrăm cât mai mult ființa adversarii și să, din acele faze care putem să le creăm, să marcăm, cum s-ar spune, să dăm lovitura. Waddle încearcă să iasă pe contraatac, ia câte o cursă a extremei stânga de la englez, reușește să țină mingea în teren, extraordinar efortul lui Waddle, până la urmă reușim să recuperăm balonul, minge la Hagi, Belloni, câțiva stângaci redutabili în echipa noastră în această partidă, balonul din nou controlat de englezi, o minge pentru Lineker, și o lovitură de colț după ce mingea lizbește în față pe Fane Iovan. Ștefan Iovan în acest sezon avea să ridice deasupra capului Cupa Campionilor. El a fost capitanul Stelei și el a fost primul care a ridicat acest trofeu. Mingea aruncată de Holdel. Lung reușește să respingă deasupra capului lui Wright, ca de obicei erați în preajma lui Wright atunci când existau faze fixe în preajma careului nostru. Apropo de Iovan, s-a murat foarte bine la marcaj asupra lui Lineker, fiind și de aceeași statură, foarte mobil. Un alt adversar mai înalt, cred că i-a făcut mult mai multe probleme acest Lineker, care știa foarte bine, era foarte rapid în demarcări și în a lua fața, cum s-ar spune, a fundașilor centrali. Din cauza însă că în România nu prea se transmiteau meciuri și posibilitățile tehnice erau foarte reduse, probabil că nu prea aveați ocazia să vă vedeți adversarii înaintea meciurilor, așa cum se întâmplă astăzi, când adversarul este studiat pe video. Și atunci se apărau la diferiți oameni care, prin ambasade, care înregistrau meciuri, ni se prezentau faze și chiar meciuri cu acei jucători, prin planul care se cunoaște mai bine, deci se analizau foarte bine și atunci. Cu toate că, într-adevăr, tehnica în ziua de astăzi e net superioară. Dacă cunoaște mult mai bine adversarul. Ștefănescu își arată simțul de anticipație în această fază când îi ia fața lui Lineker și blochează acest atac al englezilor. Pressing făcut în continuare de gazde prin Haitley. Ungureanu însă trece frumos de mai tânărul său adversar. Haitley avea doar 23 de ani atunci. Rednic, acoperind o mare zonă de teren, Coraș se luptă cu adversarii. Acum un balon interceptat de englez și un balon pentru viteza lui Lineker, dacă nu mă înșel, o intervenție curată însă a lui Belloni. Pasa lui Hoddle pentru Lineker. Belloni un mijlocaș central complet, o pasă foarte bună, un șut foarte bun, dar și un joc defensiv excelent. Iată această fază cu Rednic care îi aruncă mingea lui Cămătaru și urmează una dintre cele mai frumoase curse din istoria fotbalului nostru, gol al lui Cămătaru. Extraordinar acest moment. Îl vedem pe Mircea Lucescu, îi vedem și pe ceilalți coechipieri dumneavoastră de pe banca de rezerve. Un coechipier a încercat să vă placheze, n-a reușit, până la urmă Hagi v-a pus pe gazon și revedem acest moment cu Rednic care aruncă această minge. Balonul va atinge probabil un pic pe mână. Mingea este controlată. Îi luați fața lui Stevens. Fenwick este în spatele dumneavoastră. Trimiteți mingea pe lângă Shilton și era 1-1 pe Wembley.
un gol complet, cu preluare, cu viteză, cu control, cu coordonare și apoi... Naționala Educației și Sportului nu existau, existau premii care nu puteau fi depășite la, la valoare. Dacă stau bine să-mi aduc acest meci, nu știu, 10 sau 50 mii de lei s-au primit pentru... 10.000 de lei însemnând două salarii și jumătate. Da, da, da. Era ceva nesemnificativ pentru amvergura performanței obținute de echipa noastră, care termina la egalitate, evident că adversarii și noastre... Și o diurnă de $2 pe zi. Fără îndoială că adversarii dumneavoastră luptau pentru bani adevărați în acea perioadă. Dar lucrul acesta, vedem, nu conta atât de mult în acele vremuri și reușeau să obțineți performații și în astfel de condiții. În primul rând era plăcerea de a juca, mai ales în echipa națională. Urmează să intre în teren și Dorin Mateuț, alături de care ați făcut și națională și la... și la Dinamo un cuplu foarte bun. Mi-aduc aminte de mai multe goluri pe care le-ați reușit după faze în care ați colaborat. Mi-aduc aminte, de exemplu, de un gol marcat în preliminariile campionatului mondial din 90 în la Bulgaria. Sofia, da. După un șut foarte bun al lui, ați fost pe recuperare și ați marcat. Da, și la primul gol a fost i-am lăsat eu mingea, a fost o fentă așa, cu lăsat o minge printre picioare, unde a marcat el primul gol. V-ați înțeles foarte bine și la Dinamo, da. De multe faze în care și meciul din Cupele Europei. Foarte bun simț al porții, foarte bun șut și plasament foarte bun. O fază foarte frumoasă acum cu John Barnes, care... Hai. Trimite în poarta noastră, însă în prealabil se semnalizează offside. Sunt două goluri ale englezilor în acest meci, care sunt anulate pentru offside. Iarăși, din cauza absenței unei camere pe 16 metri, nu vom putea să ne lămurim în privința acestei faze. E posibil să nu fi fost offside, nu e foarte clar din acest unghi. Mircea Lucescu în picioare, Mișa Klein este scos de pe teren și locul său intră fostul său coechipier de la Corvinul, Dorin Mateuț. Mateuț, în plină ascensiune în acea perioadă, reușit să se marcheze pentru națională în acel an. Sir Bobby Robson în această imagine, după ce în prima repriză a stat undeva mai sus în tribună, în partea a doua a jocului a coborât. Este antrenorul cu care Gică Popescu a câștigat Cupa Cupelor cu Barcelona 12 ani mai târziu față de acest meci. Popescu, capitan al Barcelonei sub conducerea lui Sir Bobby Robson. O pasă lui Negrilă, mingea nu ajunge însă la Gabor, replierea lui Gary Stevens. Acolo este Mateuț. Hagi mai retras înapoi pentru Iovan Ștefănescu, ungureanu. Deja nu mai contau huiduielile din tribună, conta faptul că România era foarte aproape de un nou rezultat mare pe Wembley. În acea perioadă mai puteai să-i pasezi portarului din orice poziție. Era un avantaj mare. Pe timp s-au schimbat multe reguli în fotbal, legate și de atacurile care se fac asupra jucătorilor, pozițiile de atac. Avantajele pe care le au atacanții în anumite faze. Offside-ul pasiv. Cât de frumos a pus această fază. O pasă a lui Cămătaru pentru Mateuț. O deviere frumoasă și este fluierul de final al acestei partide. Vedem bucuria lui Mircea Lucescu și a
celorlalți oameni de pe banca noastră tehnică, antrenorul Secu Mircea Rădulescu, jucătorii de rezervă, l-am văzut acolo și pe Marius Lăcătuș. Îl vedem pe marele erou al acestui meci, Cămătarul cu ce tricou? Vă mai aduceți aminte cu ce tricou v-ați ales după acel meci? După acest meci? Cu Wright, adversarul direct, Mark Wright. Iată-l pe Mircea Lucescu, felicitându-vă. Normal, cred că a fost primul jucător la care a venit să-i acorde felicitări după această partidă. Doi dintre marii jucători ai Angliei, Glenn Hoddle.